Lesson 7. Grammar. Gramatică. The genitive case. Genitivul. Genitivul este cazul atributului și exprimă în primul rând posesiunea sau apartenența și răspunde la întrebările whose, al, a, ai, ale cui, what sau which, care. We say, Spunem. Ellen's wife is an actress. Soția lui Ellen este actriță. The cat's kittens are nice. Ui pisici sunt drăguți. Maggie's house is on the corner. Casa lui Maggie este pe colț. We are happy about my father's arrival. Suntem fericiți de sosirea tatălui meu. It is good to have somebody's admiration. Este bine să te bucuri de admirația cuiva. I am reading Shakespeare's Romeo and Juliet. Citesc Romeo și Julieta lui Shakespeare. Paul's ideas are good. Ideile lui Paul sunt bune. Nick's parents are both doctors. Părinții lui Nick sunt amândoi doctori. But we say, dar spunem. The key of my door is on the table. Cheia de la ușa mea este pe masă. Sometimes the passage of time Is slow. Uneori, trecerea timpului este înceată. I have a feeling of joy. Am un sentiment de bucurie. The, roof of the house is damaged. Acoperișul casei este stricat. I want a slice of cake. Vreau o felie de tort. The month of June is really beautiful in my country. Luna iunie este cu adevărat frumoasă în țara mea. The cover of the book is dark blue. Coperta cărții este albastru închis. Observații. Substantivele care se termină în s sau WS, primesc doar apostroful. Dickens' novels are in my bookcase. Romanele lui Dickens sunt în biblioteca mea. The adjective. Adjectivul. Much and many. Much este folosit cu substantivele nenumerabile și exprimă cantitatea. Teaching English gives much pleasure to me. Predarea limbii engleze îmi oferă multă plăcere. There is much sand on your shoes. Este mult nisip pe pantofii tăi. I need much sugar into my coffee. Am nevoie de mult zahăr în cafeaua mea. She gives him much love. Îi oferă multă dragoste. There isn't much room left in their kitchen. Nu prea le rămâne spațiu în bucătărie. I need much time to think about it. Am nevoie de mult timp ca să mă gândesc la asta. Many este folosit cu substantive numerabile și exprimă numărul. There are many roses in my garden. Sunt mulți trandafiri în grădina mea. We have many new ideas. Avem multe idei noi. Mary has many friends. Mary are mulți prieteni. There are many chairs in their kitchen. Sunt multe scaune în bucătăria lor. There are many students in the library. Sunt mulți studenți la bibliotecă. They have too many pictures on their walls. Au prea multe tablouri pe pereți. General concepts noțiuni generale. State of mind. Stare de spirit. I'm merry. Sunt bucuros, sunt bucuroasă. I'm happy. Sunt fericit, sunt fericită. I'm satisfied. Sunt mulțumit, sunt mulțumită. I'm lucky. Sunt norocos, sunt norocoasă. I'm sad. Sunt trist, sunt tristă. I'm confused. Sunt derutat, sunt derutată. I'm amazed. Sunt uluit, sunt uluită. I'm in a hurry. Sunt grăbit, sunt grăbită. I'm unhappy. Sunt nefericit, sunt nefericită. I'm unlucky. Sunt ghinionist, sunt ghinionistă. I'm tired. Sunt obosit, sunt obosită. I'm dissatisfied. Sunt nemulțumit, sunt nemulțumită. I'm worried. Sunt îngrijorat, sunt îngrijorată. I'm shocked. Sunt șocat, sunt șocată. I'm afraid. Mi-e teamă. I'm scared. Mi-e frică. I'm hungry. mi foame. I'm thirsty. mi sete. I'm cold. mi frig. I'm ill. Nie, it's Saturday morning, and I meet Jim at the market. I'm buying vegetables green peppers, hot peppers, onion, garlic, potatoes, mushrooms, beans, carrots, parsley, green salad, tomatoes, cabbage, and eggplants. Jim is buying fruits such as strawberries, bananas, pears, apples, grapes, oranges, plums, peaches and apricots. Este sâmbătă dimineață și mă întâlnesc cu Jim la piață. Eu cumpăr legume și zarzavaturi: ardei grași, ardei iuți, ceapă, usturoi cartofi, ciuperci, fasole, morcovi, pătrunjel, salată verde, roșii, varză și vinete. Jim cumpără fructe precum căpșuni, banane, pere, mere, struguri, portocale, prune, piersici și caise. A birthday barbecue for Peter. Un grătar de ziua lui Peter. It's Peter's birthday today. So we are having a barbecue in our garden. You and your wife are both invited to the party. Are you coming, Jim? Este ziua lui Peter astăzi. Așa că vom face un grătar în grădină. Tu și soția ta sunteți invitați amândoi la petrecere. Veniți Jim? Well, Mini, I have to talk first with Paula about it, but I think this is not a problem. We don't have a program for today. I think the answer is yes, we are coming. Ei bine, Mini, trebuie să vorbesc mai întâi cu Paula despre asta, dar nu cred să fie o problemă. Nu avem program astăzi. Cred că răspunsul este da, venim. We are delighted to have you and Paula among us then. Suntem încântați să vă avem pe tine și pe Paula printre noi atunci. Thank you Minnie. I'm doing my shopping and I'm going home to tell Paula about the party. But I have to buy fruits first. Mulțumesc Minnie îmi fac cumpărăturile și mă duc acasă să-i spun Paulei despre petrecere, dar mai întâi trebuie să cumpăr fructe. I have a lot of things to buy too. Today we are very busy because of this special celebration. I do the shopping and Emily is cooking a delicious birthday cake for her brother. Ana și eu am o mulțime de lucruri de cumpărat. Astăzi suntem foarte ocupați cu această sărbătoare specială. Eu fac cumpărăturile și Emily pregătește un tort delicios pentru fratele ei. Ana o ajută. What are the men of your family doing? Are they helping you too? Ce fac bărbații din familia voastră? Vă ajută și ei? Of course they are. El is working very hard to decorate a place in the garden. Peter and Johan are building a stage for dancing and playing the music. Sigur că da. El se străduiește din greu să decoreze un loc în grădină. Peter și Johan construiesc un ring pentru dans și muzică. Thank God the weather is splendid. The sun shines, the sky is clear and there's no wind. We aren't afraid of any shower. Doamne ajută că vremea este splendidă. Soarele strălucește, cerul e senin și nu bate vântul. Nu ne temem de vreo ploaie torențială. Yes we are lucky now you have to excuse me jim i'm in a hurry i have to go to the grocers and to the butchers as i have many things to buy beef pork and fish i'm sorry da suntem norocoși acum trebuie să scuzi jim mă grăbesc. Trebuie să trec pe la băcănie și pe la măcelărie pentru că am multe de cumpărat. Carne de vită, de porc și pește. Îmi pare rău. It is all right, Mini. I understand. I have only one question for you. What do we wear? Casual or elegant clothes? Este în regulă, Mini. Înțeleg. Am o singură întrebare pentru tine. Ce purtăm? Haine obișnuite sau elegante? What a question. Of course, you wear what you want. We are looking forward to seeing you. Bye Jim. Ce întrebare. Bineînțeles că vă îmbrăcați cu ce vreți. Abia așteptăm să vă vedem. Pagim. Bye Minnie. Thank you for the invitation. I call you when I come home. Pa mini, mulțumim pentru invitație. Te sun când ajung acasă. Vocabulary. Market. Piață. Vegetables. Zarzavaturi, legume, verdețuri. Fruits. Fructe. Green pepper. Ardei gras. Hot pepper. ardeiute, Onion. Ceapă. Garlic. Usturoi. Potato. Potatoes. Cartof. Cartofi. Mushroom. Ciupercă. Beans. Fasole. Carrot. Morcov. Parsley. Pătrunjel. Green salad salată verde. Tomato, tomatoes. Roșie, roșii. Cabbage, varză. Eggplant, vânătă. Strawberry, strawberries. Căpșună, căpșuni. Banana, banană. Pear, pară. Apple, măr grapes struguri orange portocală plum prună peach piersică apricot caisă barbecue grătar to invite a invita party petrecere to have to a trebui să problem, problemă. Program, program. Answer, răspuns. To answer, a răspunde. Among, în mijlocul, printre. To shop, to go shopping, a cumpăra, a face cumpărături. To tell, a spune. special celebration sărbătoare specială delicious delicios birthday cake tort very hard din greu to decorate a decora to build a construi stage podium ring to play a cânta la un instrument sau a se juca. Thank God! Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sun, soare. To shine, a străluci. Grocers, băcănie. Butchers, măcelărie. Beef, carne de vită. Pork. Carne de porc, fish, pește. To understand, a înțelege, to wear, a purta. Casual, obișnuit, elegant, elegant. Clothes, haine. To look forward to a aștepta cu nerăbdare să. To call somebody a telefona cuiva. Lecția a opta. Lesson 8. Grammar. Gramatică. Construcția to be going to urmată de infinitivul verbului, care este conjugat, arată intenția de a săvârși în viitor acțiunea respectivă. They are going to have a party. Ei intenționează să organizeze o petrecere. I am going to eat an apple. Intenționez să mănânc un măr. We are going to buy a new car. Intenționăm să cumpărăm o mașină nouă. Andy is going to live in Paris a whole year. Andy intenționează să locuiască la Paris un an întreg. Construcția to be going to, urmată de infinitivul verbului care este conjugat, Poate arăta și viitorul acțiunii exprimate în prezent. She is going to have a baby. Ea o să aibă un copil. It's going to rain. O să plouă. He is going to change his job. El o să-și schimbe slujba. Sarah is going to study Chinese. Sarah o să învețe chineza. The preposition. Prepoziția. Vă aduceți aminte cu siguranță că prepozițiile sunt acele cuvinte care leagă diferite părți de vorbire între ele. În limba engleză Prepozițiile cel mai des folosite sunt at, la, in, în, on, pe, for, pentru, from, din, de la, to, la, către, above, deasupra, under, sub, near, lângă by lângă examples exemple i go to school eu merg la școală he comes home from his office el se întoarce acasă de la birou this is for you asta este pentru tine We go on a trip to the moon. Mergem într-o excursie pe lună. The picture is above the desk. Tabloul este deasupra pupitrului. The carpet is under the bed. Covorul este sub pat. The cat sleeps near the window. Pisica doarme lângă fereastră. We sit by the fire. Stăm lângă foc. They are at school. Ei sunt la școală. She is at home. Ea este acasă. The book is in the bag. Cartea este în geantă. General concepts. Noțiuni generale the time? Timpul. A minute. Un minut. An hour. O oră. A quarter of an hour. Un sfert de oră. Half an hour. O jumătate de oră. What time is it? Cât este ceasul? It's three o'clock sharp. Este ora trei fix. It's 5 minute past 2. Este 2 și 5 minute. It's a quarter past 4. Este 4 și un sfert. It's half past 9. Este 9 și jumătate. It's 10 to 6. Este 6 fără 10. It's a quarter to 7. Este șapte fără un sfert. It's midday. Este miezul zilei. It's midnight. Este miezul nopții. What time is the party? La ce oră este petrecerea? From 8 to 11 p.m. De la 8 la 11 seara. Direction And position. Direcția și poziția. There. Acolo. Here. Aici. Near to. Aproape de. East. Eastern. Est. Estic. De est. West. Western. Vest. Vestic. De vest. North. Northern, nord, nordic, de nord. South, southern, sud, sudic, de sud. On top of, Supra Far away from, de parte de. Straight ahead, in drept înainte. In the center, în centru in front of în fața behind în spatele next to în imediata apropiere alături at the bottom în partea inferioară at the top în partea superioară in the neighborhood în vecinătate at the beginning La at the end la sfârșit on the other side pe cealaltă parte to the right spre dreapta to the left spre stânga across Vis-à-vis. -vis. summer is going to come soon it is coming next month. It's time for us to make plans for the holidays. Vara o să vină curând. O să vină luna viitoare. Este timpul să ne facem planuri de vacanță. Looking for summer. Visând la vară. Hi, Minnie. I hear you're going to spend your summer holidays in Romania. Bună, Mini! Află că o să-ți petreci vacanța de vară în România. Yes, I am. I'm going there in August because I want to see my sister and her family. Da, așa e. În august o să plec acolo pentru că vreau să o văd pe sora mea și familia ei. That sounds nice. Are you going to stay there long? Sună drăguț, și o să stai mult acolo? Yes, I want to travel around while I'm there. So, I'm going to stay there for a whole month. Da, vreau să călătoresc prin împrejurimi cât timp o să fiu acolo, așa că o să stau o lună întreagă. Great. What are you going to do there? Grozav, ce o să faci acolo? I'm going to visit Maramureș to see again the places of my childhood. I also want to go to the mountains and also to the seaside and visit my friends from Constanza. ca să văd din nou locurile copilăriei mele vreau să merg la munte dar și la mare să-i văd pe prietenii mei din Constanța You're so lucky. Are you going to take a ship and sail on the Black Sea? Ești așa norocoasă. O să navighezi cu vasul pe Marea Neagră? I don't know, but I really want to do it. Nu știu dar vreau foarte mult să o fac. What about Al? Is he going to join you on this trip to your native country? Dar Al, o să vină cu tine în călătoria către țara ta natală? Unfortunately, he is going to stay home this time. He has to work in August. Din păcate, o să stea acasă de data asta trebuie să lucreze în august. Anyway, I envy you, Mini, and I look forward to our summer holidays in Romania next year. I'm going there with Paula to visit her family. Please take photos of the places you visit there. Oricum, te invidiez, Mini, și abia aștept vacanța noastră de vară în România anul viitor. O să mă duc acolo cu Paula în vizită la familia ei. Te rog să faci poze cu locurile pe care le vizitezi acolo. Well, I'm going to take my video camera because I want to show everyone what Romania is like when I get back. Ei bine, o să-mi iau camera video pentru că vreau să le arăt tuturor așa cum este România când mă întorc. That's a great idea. Have fun. Este o idee foarte bună. Să te distrezi. Vocabulary Summer holidays Vacanța de vară To stay Asta Long Mult timp Lung To travel A călători Around prin împrejurimi, împrejur. Whole, întreg, întreagă. To visit, a vizita. Place, loc. Childhood, copilărie. To the mountains, la munte. To the seaside, la mare. To take, a lua. To sail, a naviga, to join, a se alătura. Trip, excursie, native, natal, natală. Anyway, oricum, to envy, a invidia, to look forward, a aștepta cu nerăbdare. To take photos, a face poze to show, a arăta, to get back, a se întoarce, everyone, toată lumea, sharp, fix, half, jumătate, quarter, sfert. Always remember. amintește întotdeauna. A minute is 60 seconds. Un minut are 60 de secunde. An hour is 60 minutes and 3600 seconds. O oră are 60 de minute și 3600 de secunde. A quarter of an hour is 15 minutes and 900 seconds Un sfert de oră are 15 minute și 900 de secunde. Half an hour is 30 minutes and 1800 seconds. O jumătate de oră are 30 de minute și 1800 de secunde. What time is it? Cât este ceasul? It's 3 o'clock sharp. Este ora 3 fix. It's 5 minute past 2. Este 2 și 5 minute. It's a quarter past 4. Este 4 și un sfert. It's half past 9. Este 9 și jumătate. It's 10 to 6 este șase fără zece. It's a quarter to seven. Este șapte fără un sfert. It's midday. Este miezul zilei. It's midnight. Este miezul nopții. What time is the meeting? La ce oră este întâlnirea? At four o'clock sharp. La ora patru fix. Don't forget. Nu uita. I go to school. Eu merg la școală. She is at home. Ea este acasă. The book is in the bag. Cartea este în jantă. He comes home from his office. El se întoarce acasă de la birou. The picture is above the desk. Tabloul este deasupra pupitrului. The carpet is under the bed. Covorul este sub pat. The cat sleeps near the window. Pisica doarme lângă fereastră. We sit By the fire. Noi stăm lângă foc. This is for you. Asta este pentru tine.